Salutare. E de ziua păsărilor, vă invităm la o ediție specială dedicată pelicanului creț. Exact. Atât pelicanul comun, cât și pelicanul creț sunt specii declarate monument al naturii și sunt strict protejate de Convenția de la Berna privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale. L-am invitat alături de noi pe coordonatorul din partea societății Ornitologice Române, a activităților din cadrul proiectului Pelican Way of Life, biologul Sebastian Bugariu. Dragule, bine ai revenit! Bine v-am regăsit! A, Mulțumesc pentru invitație! Nu mi-ai adus tu un tricou cu sor, că vreau să am și eu un tricou, aveam amândoi. Data viitoare, asta e o producție mai veche, dar urmează să facem. mai noi? O să facem, o să facem, deci chiar e în plan. Ce pelicanul creți? Eu când am auzit, am crezut că e o cioacă. cum crezi mă? Îl și vă pe care cântă pe pelicanul creț. Cum adică? Da, păi destul de puțină lume știe, evident în afară de localnici și cei care cât de cât sunt mai familiarizați cu problema, faptul că la noi sunt două, de fapt două specii de pelicani. Adică toată lumea merge în delta și vede pelicani, dar puțină lume știe că de fapt sunt două specii de pelicani. E pelicanul comun, care e mult mai numeros, Alb, negru, alb... Când zboară, se vede contrastul ăla sub aripă alb-negru și poate fi ușor identificat. Da. Se adună în stoluri destul de mari, deci poate fi văzut în grupuri destul de mari la pescuit și când zboară, de obicei zboară în stoluri destul de mari. Dar pe lângă asta mai este o specie la noi, mai rar observată, Nu creț. Eu n-am văzut creț. Acum, la distanță destul de mare e și destul de greu de diferențiat, Bun. pentru că da. ai nevoie de instrumente optice. În mod normal, așa, cu ochiul liber, la distanță mare, nu poți să-ți dai seama. Dacă pelicanul comun are, așa, la distanță, să zicem, un penaj alb, dar cu tentă de, de roz mai mult, sau roz portocaliu, pelicanul creție, alb gri, alb cenușiu, puțin o tentă mai, mai cenușie, sau chiar argintie, așa, în lumină mai puternică, și se numește creț pentru că penajul de pe, de pe cap și ceafă e mai lung și penele sunt efectiv crețe și are așa o coamă. Serios? Da, da. Și lucrul ăsta e mai accentuat în perioada de cuibărit când penele astea sunt de fapt niște pene ornamentale care sunt mult mai lungi și mai dezvoltate. Dar când apar penele? C ele de când e mic? Da, adică e, sunt prezente și la imatur, la păsările la juvenil și la imaturi, în momentul în care se dezvoltă penajul, apar penele astea, dar în penajul nupțial, Am înțează. cum ar veni, adică în perioada de cuibărit. Adulților le se dezvoltă penajul ăsta pe, pe cap mult mai puternic. Ce se mai întâmplă cu, cu, cu masculii la, în perioada de perichere? A, atât și masculii, cât și femelele, că seamănă foarte mult, sunt aproape imposibil de diferențiat. Mă rog, masculii sunt puțin mai, mai, mai mari. În perioada de cuibărit, a, gușa devine foarte, foarte roșie. Deci un, un, Asta un roșu femeia, purpuriu. A, nu, și femelele și masculii au. A. Adică, ambii au și penajul devine gri complet, adică alb-gri complet. Uh, și un contrast destul de puternic cu gușa. Asta e un, un penaj absolut spectaculos. Zim când de mare e să faci. Ai zis că mai mare decât ala E mai mare decât altul și de fapt e, e cea mai mare dintre speciile de pelican din lume. Serios? Adică, Da, dintre cele 8 specii de pelican e, e cea mai mare specie de pelican. Și are o lungime de până la 160-180 de centimetri, deci până aproape de 2 metri. Da. Cum se măsoară pericanul? De la vârful ciocului? Sau da, adică lungimea... A. De regulă se, uh, se ia în considerare și lungimea ciocului. Dar este mare. Da, da. Am dat eu, am hrănit pericanii ăștia acum. Uite așa dau ciocul. Ai că ai sabie pe foarte, spate foarte lung. Și a și ambergura? Ambergura în jur de 3 metri. Deci poate să depășească 3 metri. 3 metri și 3 metri 20 serios, 30 mai mari de centimetri. În... Da, da, da. Deci e de fapt printre cele mai mari specii de uh, păsări zburătoare din lume. Pterodactil ăsta <laughs> e o specie foarte greutate mare. cât 12 kg. Cât... Uh, da, poate să aibă, dar evident că fluctuează, adică în funcție de cum se hrănește, da. dar poate să ajungă, da, depășește, poate să depășească 10 kg fără niciun fel de problemă. Auzi, situația populației de pelicani, hmm. hai să începem cu lumea și pe care să ne oprim în România. Cam câți? cum? Uh. Asta e o specie cu distribuție foarte largă la nivel mondial, adică distribuția e din estul Europei, adică de la noi suntem cumva la marginea vestică a distribuției Aha. și se e distribuită în, în Asia, până în China inclusiv. Doar că numerele nu sunt atât de mari, adică cuibărește de regulă în colonii destul de numeroase, dar mai mici, numeric, adică cu un număr mai mic de perec. Mă rog, estimările la nivel mondial sunt undeva la până în 9.000 de perechi, conform ultimelor date. Fără pui? Da, ăsta e un, in, un indicator, să a, zicem. A, a, Numărul de perechi a, a, a. cuibăritoare. Și sigur că la pui, mai ales în primul an, mortalitatea este destul de mare și e greu de făcut o estimare a populației. Exact. Se consideră că undeva la 20, peste 20.000, pe 30.000 de, de indivizi în totalitate, total. da. Din ăștia, o treime, cam o treime, uh, sunt doar în regiunea de la vest de Marea Neagră, deci în Balcani, în sud-estul Europei. Bulgari, aici? Uh, în România, Bulgaria, Grecia, în mod semnificativ, unde și cea mai mare colonie din regiune, Turcia și celelalte țări din, mă rog, Montenegru, Albania, la, la, la. celelalte țări din, din Balcani. Dar, uh, da, cea mai mare colonie și, respectiv, Grecia. cea mai mare populație în Grecia. Și noi suntem cumva pe locul 2 în, în locul regiune, 2? Da. La ora actuală avem proiectul ăsta despre care vorbeam, care, Pelican Way of Life, Life este by... un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul LIFE și el se desfășoară în, în toată regiunea, mai multe țări, Ucraina, România, Bulgaria, respectiv Grecia și numărătorile astea se fac inclusiv în țările vecine, adică Cum nu merg pe America. Uh, e un efort foarte mare. E un efort foarte mare pentru că. Uh, Numărătoarea asta despre care vorbim e o numărătoare de primăvară, sau un recensământ, cum ar veni, care are în vedere cam toată populația. Da. Și se încearcă acoperirea cu voluntari și cu echipe a cât mai multor zone acvatice de pe din arealul de distribuție și se încearcă o numărătoare cât mai sincronizată pentru a evita numărătoarea dublă sau numărătoarea multiplă. Ai, ai echipament sau pixul și te uiți? Și A, te efectiv te uiți, da. A te zi? uiți și se numără. Nu sunt efective extraordinar de mari, cu anumite excepții. Acum merită menționat că, în, de exemplu, în bazinul Dunării, în delta Dunării, acolo în zonele inaccesibile, numărătoarea asta se face cu ajutorul avionului ultra ușor. Efectiv se fac fotografii în colonii și ulterior se numără pe fotografie. Îi mărești da. și faci bloc Da, 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 da. da, da. E greu, e foarte greu ce spui Da, cel puțin noi în România am reușit să acoperim la fiecare numărătoare de genul ăsta. Infectăm deja din 2016, am făcut trei ani de numărătoare, respectiv în cadrul proiectului amintit mintit, avem ultimii 2 ani și urmează să o efectuăm pe a treia. Și acoperim practic tot bazinul Dunării cu toate lacurile adiacente, inclusiv delta Dunării, mari zone din Dobrogea, zona costieră, Ia zi, unde laguna. era, unde, unde, unde stă el în România? delta? Da, e o specie uh, caracteristică, să zicem, bazinului Dunării. În trecut a fost, să zicem, aria de distribuție era predominant din zona cazanelor, să zicem, Așa. spre est, până în delta Dunării, inclusiv, respectiv Dobrogea uh, și toate lacurile adiacente Dunării. Da. Pelicanul acum, is he olten? Uh, destul de mult, da. Adică, Valea da, cam în ultimii 10 ani am început să observăm concentrații din ce în ce mai mari pe Valea Oltului Inferior, deci de la Vâlcea spre Sud până da. la confluența Oltului cu Dunărea. Aici vorbim de mai multe lacuri de acumulare pe o distanță de mai mult de 130 de kilometri. Deci suprafața este foarte mare și oferă foarte multe oportunități de hrănire și evident că se adună în grupuri destul de mari. Cum mănâncă? De cât mănâncă? Variază destul de mult, să zicem în medie între 1 și 2 kg pe, pe zi poate să consume, evident că... Pește. da, pește. De deci ce specie? De pește, o De toate felurile, pește de apă dulce, în principal, crap, caras, plătică, roșioară, roșioară pește de da. Ce fel de pește mănâncă diferă în funcție de, de, și de strategia de hrănire. Cum adică că... strategie de hrănire? Păi, asta e o specie care nu se scuf... pelicanii nu se scufundă. Pelicanii se hrănesc la suprafață sau într-o adâncime Ăștia. Uh, Eu am văzut da, în ăștia. Venezuela pelicani fără gușă, Sigur. Mici, A... care exact. la la 2 metri de mine, mă speriam și ieșau aici cu capul și cu peștele în gură. Am rămas ce era în mare, în ocean. Da. Aia e o altă strategie de de hrănire pentru că au nevoie să ajungă la adâncimi mai mari. Aștia ce fac? Au și o strategie, stau în semicerc cumva sau cum fac? Da, Păi, depinde, uh, oricum față de pelicanul comun care se hrănește în numere foarte mari. Uh, și pelicanul, cred, se hrănește Mai ales iarna sau în afara sezonului de cuibărit Când se adună în efective mai mari Se hrănește în mod similar Adică uh, Au o strategie de năvod Efectiv înconjoară peștele e, da, uh, e, fuck, yeah. uh, Și îl înghesuie Spre malurile lacurilor Și acolo, practic, în momentul în care E capturat, uh, sau mă rog, încolțit Cum ar veni peștele uh, Pe Da, Îi, îi, îi capturează La Strategia asta e interesant de menționat Că uh, Există un soi de uh, pescuit uh, în comun cu cormoranii, care evident se scufundă am în... și de obicei alcătuiesc uh, stoluri din astea mixte. Cormoranii se scufundă și alungă peștele spre suprafață, de unde la rândul lui pelicanul încearcă să-l prindă și îl uh, alungă spre adânc și cumva beneficiază ambele specii. Pentru că prind peștele în la mijloc, în, la mijloc în, da. în pătura de apă în care reușesc ambii să se hrănească. Da, e o chestie este genial asta cu cormoranii. Dar spune, de ce e amenințat el acum? E trecut în rândul păsărilor pe Dar... care de dispariție? sau A, Nu, la nivel mondial e o specie aproape amenințată. aproape amenințată. Aproape da. amenințată. E o specie care a avut mult de suferit în secolul trecut din cauza, în principal, a diminuării suprafețelor de zone acvatice din lunca inundabilă a Marilor Râuri și în special a Dunării, de exemplu, la noi. Pe de-o parte, pe de-altă parte, persecuție. Am mai discutat și... E și cultorii, cred că sunt exact. mănâncă peștele. Da? Mai ales în perioada comunistă, când se considera că totul se cuvine oamenilor. Nu exista conceptul de, de Noi... zonă protejată, rezervație în afară de câteva parcuri, uh, și cumva s-a restrâns foarte mult arealul de distribuție a speciei ca specie cuibăritoare uh, până la delta Dunării. Și în urmă cu trei decenii era practic singurul loc unde mai cuibărea, însă acum este într-o revenire, nu doar în România, ci în mm, întreaga da. regiune, în sud-estul Europei, și a revenit ca efective și din această cauză a fost adus cumva din la un poate alt statut. De linie, da. Da, da, da. da. Deci este într-o ușoară revenire, există sigur niște fluctuații multianuale ale efectivelor normal. cuibăritoare, cum e și normal, dar este într-o într revenire progresivă. Ei migrează, sensibil. nu? Nu e o specie strict migratoare așa cum e pelicanul comun care merge în Africa ecuatorială. Deci practic e o specie migratoare așa cum sunt berzele, să zicem. Pelicanul creț e mai mult migrator, e o specie migratoare pe distanțe scurte sau noi zicem dispersivă. Se dispersează în arealul de distribuție. Acum și asta s-a schimbat în ultimele decenii pentru că iernile sunt mult mai blânde. Deci, deci nu mai pleacă. Schimbările climatice au, au avut un, o influență destul de puternică și asupra lor. Nu mai pleacă Aici de foarte multe ori. Apa. A, ăsta e factorul cel mai important. Deci dacă îngheață bazinele acvatice, lacurile și așa mai departe, într-adevăr se mută mai spre sud, dar nu pleacă mult A, în afară deci, arealului. Da, aici. Până... Concentrațiile mari uh, pentru populația din bazinul Dunării, adică să zicem cei care cuibăresc în delta Dunării și respectiv și de-a lungul Dunării în Bulgaria, pentru că sunt și în Bulgaria două colonii, trei acum de-a lungul Dunării, uh, iernează fie pe lacurile din bazinul Dunării, fie se mută pe coastă spre sud, în Burgas, de exemplu, și la asta ajută monitorizarea pentru că. Uh, da când efectuăm monitorizare sincron, putem detecta unde sunt concentrațiile mari. Vreau să te întreb o chestie. T Ai spus o, o treabă. Tu de cât timp studiezi tu pelicanul ăsta? Și de ce te-ai oprit la el? Deja crezi? De de... Da. <laughs> <laughs> da, bă, să motivele principale. <laughs> E o specie foarte interesantă. La Societatea Ornitologică Română am avut un proiect în urmă cu 15 ani. Cam atunci am început să mă, să mă ocup de, de specia asta. Am lucrat direct în proiectul La liceu asta. sau când? Eram destul de tânăr. Eram imediat după ce terminase facultatea, Am în facultate, primii ani și, da, într-adevăr, am dezvoltat așa o pasiune e. pentru specia asta. Da, am intrat pe legarul pe sub piele. Da, am, am, mers mult și în, în, Delta. Am avut atunci diferite activități. Am, mă rog, cu colaboratori. Ai ce ai mâncat în Delta? Ia -s. Păi, ce mănâncă toată lumea? Pește, evident. Nu, no, că să mănâncă pizza, am văzut, nu. Nu știu, deci eu -am ești, pizza. mănânci pește, ca lumea. Da, mănâncă și pește, să nu mănânci Da. Deci, da. ești un pelican care nu mai ești creț acum. Da, nu, deloc, chiar deloc. <laughs> și. Da, asta, cam asta e povestea, adică da, mă da, ocup da, de perioada da. asta și o chestie interesantă e că specia asta, pe cât e de mare, e totuși o specie destul de enigmatică, pentru că cuibărește <laughs> în delta Dunării, în colonii complet izolate, fără uh, canale de acces. În cele mai multe cazuri există și o colonie mare, una din cele mai importante din România, Lacul Sinoe. Deci da, zona la zona ce că acolo. Da. Acum a început să cuibărească de câțiva ani și colonia e în creștere și pe lacul Tașaul în apropiere de Năvodari. Aha. Uh, deci uh, <coughs> e, e o colonie nouă formată și foarte importantă. E singura colonie în afara rezervației biosferei delta Dunării. Unde Populația a crescut și pentru că, fiind în cadrul rezervației, au fost multe activități de conservare, adică de protecție. Coloniile astea sunt protejate, există uh, inspectori ecologici da. care patrulează, care știu deci despre. Deci problemă probleme cu localnicii? Uh, în trecut a avut. Cum se raportează la situația asta? S-au schimbat lucrurile între timp și e, să zicem, o, o schimbare de mentalitate care are loc uh, în ultimul timp și asta e îmbucurător, pentru că, să zicem, în mod tradițional. Poate localnicii mai puțin, dar oamenii care erau implicați în activitatea piscicolă au văzut pelicanica fiind un competitor. Și în trecut, exact. în trecut era persecutat, deci și pelicanul comun și pelicanul creț erau persecutate ca uh, specii concurente pentru resursa piscicolă. Uh, lucrurile s-au mai schimbat între timp, adică pe lângă faptul că o specia localnici au început să... Se obișnuiască cu ideea că o rezervație naturală necesită activități de conservare și rezervația, statutul de rez rezervație presupune necesitatea de protecție a speciilor care, care, acolo. care sunt acolo și care sunt specii strict protejate. Pe lângă asta au văzut că pot avea, până la urmă, și beneficii economice din ce în ce mai mult. Turiștii vor să facă bird exact. watching cu poze Așa e. și arată într-un fel. scuză, mă duc în delta, mă pericani, mă... Tu... La griu. Stârc, sau sunt că nu. Stârc ce nu știu, da, da, da. ce nu da, e plin da. în delta și stau așa o bucățică de stau acolo. m apropiat da. la 2 metri de el ușor așa, era cu un caiac, mă, pe aia. Zis... Da, Dar stă, adică la poze, super. Se fotografia. Și da. azi, din ce în ce mai mult. În ultimii nu feri, ani. ferii peste tot și e super. Da. Cum să nu fie? E un paradis acolo. Și localnici au început să ghideze turiști. Adică... Au văzut că există o Exact. Un beneficiu, din punct de vedere. e important de menționat ce am mai discutat noi legat de treaba asta, că uh, mulți încă nu știu efectiv cum trebuie făcută treaba asta, adică de multe ori uh, intră cu bărcile cu viteză în, uh, în stolurile de, de pelican la hrănire, uh, evident că este un deranj inutil. De multe ori, se, dacă au ocazia, se apropie de coloniile de cuibărit, care pe iarăși da. asta trebuie evitat cu totalitate. Ei sunt sensibili la așa ceva? Poate Se deranjează colonia? Pleacă de acolo, dacă. Uh, da, păi, cel mai important, să zicem, factor periclitant pentru specia asta este deranjul în coloniile de, de cuibărit. Din partea turiștilor, asta se întâmplă din ce în ce mai puțin, să zicem, acum, pentru că. Am văzut uh... imagini cu barcu și alupe, pe dalea și intră în. Sport, da, asta ai când, ceva... când se hrănesc. Da, nu, e clar, e ceva de evitat. Barbarie îngrozitoare. Da. Noi sperăm că în scurt timp, cumva, o să înceapă să se și aplice amenzi pe, pe Cine treaba asta. Ce armezi că... de pe Dunărea Veche sau pe nu știu ce? De alea pe Dunărea din... Veche. Acum, trebuie tre menționat că toate zonele astea sunt arii protejate, teoretic, sau cel puțin în teorie ar trebui să începem să avem structuri de administrare, oameni în teren. Cât spui, face? În uh, Își face cuib el? Cum, cine face? Uh, el? Da, el, da. Masculul? Da, construiesc ambii. Am construiesc, construiesc nu cuib. se ceartă pe design? Pe... Uh, nu. și sunt, Adică, față de pelicanul comun, chiar construiesc un cuib destul de elaborat. Adică, pelicanii comuni cuibăresc direct pe plauri sau pe, pe resturile de plauri. Uh, ăștia, creți, cuibăresc pe, atât pe plauri cât și pe insule și construiesc din stuf și din crengi uh, construiesc cuiburi destul de elaborate și uneori înalte. Super. Și cuibăresc în, în proximitate unul față de celălalt, deci cuiburile sunt destul de apropiate. Depun de regulă două ouă, dar depinde de la an la, sau de la situație. La situație pot fi până la patru ouă. am văzut și cuiburi cu patru pui. Dar depinde foarte mult de uh, resursa de hrană în exact. primul cum le merge, sănătate, da. mă rog, mai mult. Da, de... apropo de sănătate, ca asta Așa. vreau să menționez că un alt, alt factor de o altă amenințare e una naturală care a început să fie documentată mai mult în ultimii ani sunt episoadele de gripa aviară care se pare că afectează foarte mult specia asta Noi am avut un episod de genul ăsta în 2015 când au murit multe zeci de păsări, peste 100 într-o singură colonie pe, pe lacul Sinoe despre care vorbeam, dar și în delta Dunării dar anul ăsta avem informații de la colegii din, din Grecia că în colonia aceea mare de care vorbeam au murit peste 600 de adulți. Și asta, asta înseamnă, practic, colonia fiind aproximativ 1200-1300 de perecuibăritoare. Zai Se jumate... că e, e jumătate din. De ce gripa asta viară? De ce nu se poate. Păi este o gripă. E. Da, e, uh, e complicat. Se pare că are efect asupra anumitor specii mai uh -huh. mare decât asupra Aha. altora. Uh, are și asta o dinamică sezonieră. Ex se suprapune oarecum cu, uh, în anumite zone, se pare atât cu, cu migrația unor specii acvatice, de deși nu e foarte bine documentat și foarte bine... Deci uh, nu se știe de uh, unde e. E clar că în zonele cu concentrații mari de păsări și în special în ferme, deci în fermele de intensive... fața cu găinile, mă -și da. ține minte. Da. Exact, deci în zonele cu ferme, adică în ferme apare cel mai frecvent. Dar la cu porcii, după aia cu... Da, și e clar, adică e normal să fie așa, pentru că sunt zone cu aglomerații foarte mari. Da. Și după aia influențează speciile care și ele, în perioada respectivă, dat fiind biologia speciei cum sunt pelicanii cuibăresc în colonii în aglomerații destul de mari. Ai zis o chestie că te-au informat cei din Grecia că au murit 600 de gripă aviară voi aveți o interconexiune de asta e, e foarte important uh, proiectul ăla internațional, nu? Sau Da, pe de o parte proiectul ăsta care deja e des... în desfășurare de la sfârșitul anului 2019 și acolo suntem parteneri din toată regiunea și într adevăr se comunică foarte mult. Există uh, grupuri de discuții, există specialiști atât din regiune cât și din restul lumii. Deci practic din informația circulă. Informația, da, 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 Dar da. sunt măsuri de astea care s-au luat sau aveți un plan? Sau... Da, s-au luat multe măsuri. Adică amenințările astea să zicem, amenințări, nu sunt ele identificate ca fiind amenințări, sunt destul de multe. Adică, Ce dușmani are? Are mai puțin dușmani în mod natural, Aha. pentru că e o specie de tale foarte exact. mare, dar, amenințări. de exemplu, prădătorii pot să, pot să aibă impact asupra coloniilor unde cuibărește. Deci aici, acolo, într-adevăr, poate fi un, un, impact puternic dacă, să zicem, șacalii sau mistreții pur și simplu atacă uh, cuiburile și pot decima ole, pui și așa mai departe. Da. Dar pe lângă asta, prădători în mod natural. Wow. Ai zis amenințări. Da, Cele mai multe sunt legate de, de activități umane. Cum deci omul e, omul e ca de obicei predator. principalul factor. Da. Uh, și aici vorbeam de, de, de deranj și respectiv de, de persecuții. Astea au fost înlăturate destul de mult în ultimii ani, mai ales că în zonele unde sunt colonii, astea, aceste colonii de obicei sunt în rezervații, cum e în Delta Dunării, și acolo sunt Statul special de protecție, sunt zone strict protejate, sunt păzite și așa mai departe. Dar sunt alte probleme care pot apărea local, de exemplu coliziunea cu liniile electrice. Asta se întâmplă, uh. da, asta se întâmplă în cazul mai multor specii și în special cele care au manevrabilitate mai scăzută. Fiind mai mare, mai... Exact, zboară mai direcționat, să zicem. Uh, în condiții de vizibilitate scăzută și în bazinul Dunării e ceață, e destul călduri, de da, de da, Lebede, pelicani, uh, stârci, sunt mai multe specii care, care dacă nu văd, nu pe, detectează liniile la timp, atât de medie tensiune cât și de înaltă tensiune, mai ales la un la înălțime puțin mai mare, uh, evident că intră în. Ele, da. ele. Bă, ele. Alea de eoliene e pericol? Uh, nu, pentru să asta încet. Încă nu se știe, dar uh, se presupune că în condiții de vizibilitate scăzută pot fi și astea o problemă. Adică, de exemplu, știm de la emițătoare satelitare și avem și observații în teren uh, că uh, populațiile din zona lagunară de pelican creți, uh, se deplasează destul de mult în zona Dunării, deci în zona. Dunării de jos, în special în afara sezonului de cuibărit, și practic traversează Dobrogea. E, după cum știm, la ora actuală, Dobrogea e destul de înțesată cu parcuri eoliene, încă nu se știe da, nu, sau... care, care Probabil poate fi că impactul, impactul e foarte mic. Noi, noi sperăm, dar e o situație care trebuie monitorizată pentru că nu se știe exact. Da. Aici, pe liniile respective, se montează niște dispozitive speciale <coughs> care se și mișcă în vânt și și reflectă lumina ca să, care, ca să da. le facă mai vizibile. Dar da, vorbeam de om acum, că e prădătorul suprem uh, incendiile de vegetație, de stuf. Da, incendiile de stuf pot fi iarăși o problemă destul de mare, mai ales pentru, pentru colonii, pentru că evident dacă... E acolo au ouăle sau să mulțesc? Da, având cuiburile uh, la marginea lacurilor din interiorul deltei, în mijlocul zonelor de întinderilor mari de stufăriși, am și avut o situație genul ăsta în urmă cu trei ani de zile când a avut loc un incendiu foarte mare de stuf care a ars mare parte din stufărișul de la sud de canalul Sfântul Gheorghe unde se află iarăși o colonie de, colonie de pe lacul Lejai, una din coloniile mari. mai bine, stuful a ars până la marginea coloniei. La stuf? E o practică tradițională, pe de o parte se consideră că ajută populațiile de pești pentru că stuful acela vechi arde și uh, cumva se desfac căile unde, unde peștii pot intra natural în deschiderile de stuf și să depună icre. Uh, pe de o parte, pe de altă parte, cei care într-adevăr ard sistematic sunt cei care sunt interesați de exploatarea stufului, pentru că unde stuful e ars, crește, uh, crește uh, la aceeași grosime, deci nu trebuie sortat. Practic e stuf din aceeași generație care crește și fac și acoperișuri, fac și da. na. Și de multe ori e pur și simplu piromanie. Adică asta e s-a s-a studiat în multe în multe în multe zone și efectiv de multe ori nu există o motivație propriu-zisă alta decât a da foc într o perioadă în care vântul e puternic și și asta no. se afectează foarte multe specii, adică de la speciile care cuibăresc în stuf, dacă incendiu are loc târziu în sezon, după luna martie, aprilie, când începe no. cuibăritul, e, e periclitat. Evident că tot ce înseamnă nevertebrate, specii de talie mică, mamifere mici, reptile, amfibieni astea sunt pârjolite. Există acum păreri împărțite că în anumite zone se poate aplica un soi de management de genul ăsta, o administrare a zonelor de stufăriș, mai ales lângă localități unde pot, pot exista riscul de incendiu sau... Și mă rog, Fumul la mai este da, e... toxic. E... Eu știam exact. că e interzis pe lege să mai dai fum. Au este. fost accidente pe autostradă, nu știa cu câțiva ani. Da, e o Au situație, nu știu câte zeci de mașini din cauza fumului. Da, e, e, o, e o situație, din păcate, de prinde de orbă scoate ochii. Nu poți să știi efectiv în orice zonă cine a dat foc, n-ai cum să-l să identifici, dar cumva. Pe măsură ce e pusă tot mai mult pe tapet problema asta, poate că, în timp, efortul de conștientizare o să dea și roade. Tu ești în The Field de foarte mulți ani. Ai văzut vreo schimbare, o stabilizare a unor chestii bune? Adică nu se mai face așa și e bine acum? Sau... Păi, da, da, a crescut populația, totuși. Păi, da, e, e în ușoară creștere și ăsta e un semn chiar îmbucurător. Adică, de exemplu, deranjul coloniilor. E mai mic? E, mai mic? e mult mai mic. E mult mai mic. Da, da, da. Asta, asta chiar e destul de evident în cele mai multe zone. Lumea, lumea începe să, să conștientizeze faptul că e o specie protejată, e vorba de specii protejate, unde cuibărește nu e ok să te apropii. De asta cu specia protejată, știi cum e? Trebuie să le explici, să o comunici, de fapt, mă rog, într fel. În perioada de cuibărit, orice specie e protejată, deci, indiferent dacă da, e ea... lumea nu știe asta. Da, adică... Du-te la oamenii de pe care pescuiesc exact... Și uite așa, ce gămică și așa. Da. Mă știm, astea exact sunt că nu-i voie. Da, astea sunt... Auzi, da, care... programe de nu sunt pentru copiii de la școală să-i înveți de mic, așa, de, de, mici, să... Păi să s... am protejat specii, parc, național, chestii de astea. Sigur, cum la să nu... Natură, nu arunca plasticul, nu da, păi, Acum, colegii, colegele mele de la, de la comunicare și educație se ocupă cel mai mult, au tot eu de prezentări și urmează, au planificat prezentări în școlile din Delta Dunării și nu doar acolo, sunt programe naționale pe care se urmează. E un becușor desfășoară. acolo, speranță așa. Da, da, păi asta, asta ne dorim noi, să cumva să înceapă de la cea mai mică vârstă. și foarte bine că ați făcut acolo unde e problema, nu păi, la București. Că, păi că evident, ar fi adică... bine și la București să-i duci, uite, duce duci în Văcărești să le spui, uite, ăla e așa, ăla e așa. Noi sperăm că asta se va întâmpla. Extraordinar, în, adică. În scurt și în București. Lui, dar e important și în București, și oriunde, da. adică turiștii merg în deltă, văd pelicani, evident, localnicii sunt acolo, ei știu de la cea mai mică vârstă, ies la pescuit cu părinții, cu. cu... Auz, da, Emil Todorov, parcă, colegul tău, nu? Da. ne a zis că sunt niște pelicani bulgari care n-au pașaport și vin în România, mănâncă la noi, moca, nu plătesc. Cât zboară un pelican creț? ca să harească o, nu știu ce, de, mă duc la o, am un lac acolo în România, bun. Poate să zbare chiar mult, deci. De colegul de meu are de dreptate că, că cumva cum aș zice eu la Ruse să mănânc, la Pice, cu scrierea la la da. Ruse, mănânc și nu plătesc. Vin la Dar sunt mulți care fac treaba asta. E <laughs> că adică sunt restaurante bune în Bulgaria, și în România sunt, vin. Sunt, adică, sunt, 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 e, știu. Oricum, cam... Și mai puțin decât noi, păsările chiar n-au niciun fel de graniță, ele nu știu unde păi să... Enorm. Așa trebuie să fim și așa, noi. Exact, așa știu, trebuie da. să fim și noi. Și uh, populația de-a lungul Dunării de fapt, o singură populație. este. Nu e... Zicem noi că sunt români și bulgari. Dar da, -au stră, sunt da. câteva colonii de cuibărit în, pe partea bulgărească, respectiv în delta Dunăre, dar e vorba de o populație continuă, populația de, de pe Dunăre. Și da, pot să se deplaseze pe distanțe foarte, foarte. Deci voi aveți mai multe țări, da, Grecia, Bulgaria, Colo, da. Balcani, așa. La pelicanii sunt ai noștri, nu ai în țărilor. Păi, asta e cam idea. da, da, asta e. ideea. pașa-por -și, și voi trebuie să înțelegeți că nu avem mai mulți ca noi. Nu, nu, nu. Asta, asta e și motivul pentru care se stabilesc colaborările exact, exact. și respectiv e important de a avut o abordare uh, transfrontalieră și regională care include mai multe țări. Pentru că un proiect de genul ăsta degeaba are rezultate într-o singură țară, exact, dacă în altă țară. Exact. E un întreg. Da cuprinde foarte mult. Este da, asta. Cam, a, cam asta. Deci v-ați ocupat și de copii, de educație. Fotografiezi, ai scule, chestii cu tare, filmezi, da, după după asta și studiezi imagini, da, da, așa e ești să se numără la un moment dat. Da, evident, mm. se, se, filmează, se și fotografiază. Cum și... de nu-i poți număra de două ori? Depinde ce tip de număr, despre ce tip de numărătoare vorbim. Se uh, face simultan? numărătorile astea uh, sincron, adică numărătoarea populației în perioada de primăvară, recensământul de care vorbeam, care are loc în mai multe țări, dar e o numărătoare sincron în fiecare zonă acvatică merge câte o echipă sau acoperă mai multe zone acvatice și practic numără pelicanii, asta pentru recensământul populației în general. Aveți ceas de la ca să la apropo de... Da, avem și Ceva ca să... Avem ceas din ăla, da. da avem eu, eu am făcut o glumă, mă. Chiar aveți? Nu, avem counter și îl folosim counter, mai ales la da. efectivele mari. Da, A. la Pelican, creț, nu e cazul, dar la efectivele mari, da. La numărătoarele gâște, de exemplu, gâște A, sălbatice, acolo, într-adevăr, și dat fiind că se deplasează în stoluri mari și se estimează, practic, 100, 200, 300, de foarte multe ori, la stolurile de mai multe zeci de mii de Anche exemplare, se... nu e matematică, sau se... Sau, se... Sau, nu, 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 matematică, nu spui am atât dimensiune, atât ar fi. Uh, de multe ori, da. Că când... poți să fii, că știi distanța da. dintre ele. O... Se estimează ecuație. efectiv cât înseamnă într-un câmp vizual exact. și se... Acum, dacă sunt la sol, e mai ușor. Da. În zbor e un pic mai complicat ah, și acolo face Păi ăla nu e avion electric, nu? Nu uh. face zgomot? face zgomot, dar foarte, face foarte puțin scopul. Ai un motor e un motor mai silențios, silențios și uh, nu deranjează. Evident că se și păstrează o altitudine de peste 300 de metri. De exemplu, în rezervația biosferei Delta Dunării, mai ales în zonele protejate, zonele de colonii, uh, se autorizează zborurile e nevoie de uh, permis special uh, și nu ai voie să cobori sub o anumită altitudine. Sub nu știu câți metri, da. Da, asta ține și de deranj pe de o parte și evident de siguranța zborului, adică poate fi, într-adevăr, foarte problemat. Și pentru tine pericolul pe e pericolul că nu mori pe crețului, da, da, îți rămâne da. doar crețul. Da. <laughs> 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 Ultimul lucru pe care vrea cineva să, de să, de să, de să de dă, e ia în elice o pasăre de talia asta. O să facem, probabil, o, încă o emisiune după ce, the last countdown, și punem euro pe fundal, știi? <laughs> da, 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 da. da. da, da păi, Să-mi spui cam câte sunt. Mai avem încă trei ani de desfășurare din, din proiectul ăsta, acum să sperăm că o să meargă bine. Și exact. o să avem multe de vorbit și despre rezultate. Dăm un mesaj. Ce, transmit un mesaj copiilor, oamenilor care se uită. Legat de, de pelican, și culturilor chiar. Da, da, legat de pelican. da, că într-adevăr nevoia, nevoia, de protecție există acolo. Adică pelicanii nu pot fi considerați doar... doar dușmani. Adică e o mentalitate de care încet, încet e bine să ne îndepărtăm și să încercăm să găsim soluții. Acum, ideal, în zonele unde se desfășoară piscicultură intensivă Trebuie să se aplice măsuri de, de compensare a pierderilor Dar ca mesaj e important de știut că ce avem acum Ca populație de, de pelican creț în revenire Este de fapt doar un fragment din ce a fost în urmă cu mai bine de 100 de ani Tocmai pentru că din cauza activităților umane s-a redus extrem de mult și distribuția și efectivă. Dacă ai văzut cum își revine natura, cum a fost cu pandemia, cum nu s-a mai produs cum a da, mai... da, început da, da, să da, se da. albăstrească apele, să se curețe, au apărut specii care dispărut exact. de mult. Natura, noi suntem niște, așa, acolo care. Dar și o specie odată dispărută e mult, mult mai greu de readus înapoi exact. față de una în cazul căreia se aplică niște măsuri de, de protecție pentru Uite. că. M-am gândit de acum, trebuie să avem o perucă de a cu ceva, cu niște pene creți aici în cap și <laughs> Protejați, hai să protejăm pelicanii creți sau și nu doar creți, și pelicanii comuni nu, Sunt, nu specie... că... adică... Sunt o specie emblematică de exact. nu doar pentru Delta Dunării pentru toată Dunarea și, și zonele acvatice trăim împreună pe acest pământ exact. adică, până la urmă... Și au statut de zone protejate exact. fac parte din rețeaua de arii naturale protejate Natura 2000 există această, acest angajament al statului că speciile astea trebuie protejate, deci e, Totul, un, e, un, efort comun. Exact, e un efort comun. Totul trebuie să înceapă cu o ezitare. Atunci când vrei să arunci un ambalaj de ceva pe jos, <gri> și să ți pui în buzunar sau să duci mai încolo. De multe cu ori, ezitarea efort, aia, te... Bă, da. dar de ce să arunc? Of, doamne, cât avem de... Și efortul de multe ori, de cel mai multe ori, e minim. Adică nu trebuie da, exact. de Ce te cost... Bă, o chestie, o picătură aia contează în ocean. Îți mulțumesc din suflet că ai venit. Cu și eu, pericarul tău, Crez, care este foarte simpatic și am aflat multe chestii foarte interesante. Trei metri și ceva în vergură m-a da, fascinat mai. Oricum, ne revedem sigur. Sigur. Ne revedem. Și mulțumim sorului, s o râului, pentru toate proiectele minunate și îndrăznețe. Avem multe de spus legate da. de multe chestii. Într-o altă emisiune, și pentru că e, nu o să vorbim... Mod, da, că acum e păcat. Nu să... da. Oricum, dragilor, noi ne revedem sâmbăta viitoare la ora 13 fix, aici, la Digi Animal Club. Sunt bineveniți și oamenii, evident, o după fabuloasă.